În această toamnă va avea loc a 28-a ediție a expoziției Rivulus Dominarum în Baia Mare, iar evenimentul se desfășoară în perioada 1-3 octombrie la Sala Polivalentă la Scărpană. Organizatorii spun că înscrierile au început deja. Lunile de vară sunt luni premergătoare a acțiunilor importante pe care le organizăm odată cu venirea toamnei. Vorbim aici în primul rând despre expoziția Rivulus Dominarum, cea mai mare manifestare expozițională din calendarul nostru, dar și despre topul firmelor, o acțiune care se desfășoară în general începutul lunii noiembrie. Este o ediție pe care sperăm să putem să o organizăm, cea de-a 28-a, anul trecut, datorită situației sanitare pe care o știm cu toții. Evident, n-am putut să organizăm această manifestare. Chiar dacă nu se știe sigur dacă expoziția va putea avea loc din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Maramureș spun că numărul participanților care și-au manifestat interesul este destul de mare. De asemenea, în cadrul manifestării Rivulus Dominarum, va fi organizată și a doua ediție a Salonului Republica Moldova Prezentă. Tocmai pentru că variabilele sunt multe, nu există certitudine, însă ca să putem fi în măsură să organizăm așa cum ne-am propus, noi trebuie să pregătim pașii și în final vom vedea. Până în momentul de față este un număr destul de mare de firme care și-au manifestat intenția de a participa. Suntem în discuții și am agreat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș organizarea ediției a doua a Salonului Republica Moldova Prezintă, astfel încât în cadrul manifestării se poate fi prezent un număr mare de firme din Republica Moldova cu produse din Republica Moldova. Organizatorii spun că în cadrul expoziției vor fi respectate toate măsurile de protecție impuse de autorități pentru prevenirea infecției cu noul coronavirus. În condițiile în care evenimentul nu se va putea desfășura ca urmare a impunerii de către autorități a unor restricții, expoziția Rivulus Dominarum va fi anulată.